dimineața. Nici o dietă nu va da rezultate dacă nu combinăm regimul cu sport, așa că astăzi am venit la o sală. Vom sta de vorbă cu trei instructori, unul de fitness, unul de aerobic și unul de înot. Și o să alegem sportul care ni se potrivește. Să ne apucăm de treabă! Este important de știut că trebuie să începem antrenamentul treptat după o perioadă de pauză. Pentru slăbire, combinația de antrenamente de forță și antrenamente de cardio este cea mai corectă din punctul meu de vedere. Asta înseamnă că după fiecare antrenament de forță ar fi bine să facem un minim de 30 de minute de antrenament cardio. Mai exact, mers pe bandă, mers înclinat și chiar alergare. Persoanele supraponderale ar trebui însă să apeleze la bicicletă și pentru a nu forța prea mult articulațiile. Exercițiile cardio le putem face zilnic dacă nu exagerăm cu intensitatea, iar cele de forță de 2-3 ori, poate chiar 4 ori pe săptămână pentru cei cu condiție fizică bună. Cei care nu vor să lucreze cu aparatele și care se simt mai motivați când lucrează în grup pot apela la aerobic. Cât mai sus genunchiul? Ține abdomenul încordat, chiar dacă tu stai pe palme, abdomenul încordat, bine? Foarte multe persoane care se antrenează doar în sala de forță, dobândesc forță, dar nu și rezistență musculară. Și atunci aerobicul este foarte bun pentru dezvoltarea acestei rezistențe cardiovasculare, dar și musculare. Aerobicul este recomandat o dată de 2 ori pe săptămână, combinat cu antrenamentele de forță. Ajungem și la not. Ne ajută în primul rând pentru sănătate, pentru o condiție fizică cât mai bună. În notul este recomandat de 3 ori pe săptămână, în antrenamente de câte o oră. Dacă nu puteți ține dietă și dacă sportul pur și simplu nu este pentru voi, atunci mâine o să vă prezint un aparat revoluționar de slăbit, așa că orice ar fi, vom scăpa de kilogramele pe care poate că le-am pus după masa de Paște. Sunt Ioana Țigăină și vă doresc să rămâneți frumoase!